Bună, 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 dragii mei! Bine ați venit la un nou video, am lipsit destul de mult. Eu am mai filmat între timp, dar n-am mai reușit să montez și nu mai merg acum videoclipurile pentru că sunt ceva legat de vară, dar o să le punem pentru vara următoare, să zic așa. A fost ziua mea, am făcut 36 de ani și mi-am dorit de ceva ani, de fapt îmi doream de ceva ani o mașină de cusut. Dar mereu am considerat că lasă, la anul, n-am timp acum, n-am timp, nu știu. Și am zis așa, anul acesta, pentru că mai multe persoane dragi nu știu ce să-mi cumpere, am zis, măi, puneți bani și îmi luați o mașină de cusut, nu e nici foarte scumpă, mă uit eu ce-mi doresc, așa că eu am ales-o. Și am primit această mașină. Este o mașină pentru începători de la Singer. Eu zic Singer, Zinger, să-i zicem. Prelude, îi zice, modelul acesta, cel mai basic, cred. Vă spun foarte pe scurt motivul pentru care am ales-o. Vă spun că nu mă pricep la detalii tehnice, că nu am încercat niciodată să folosesc o mașină de cusut la nimeni, deci e prima dată când o să pun mâna pe ea. Și am ales-o orbește doar citind câteva informații, orientându-mă după câteva sfaturi de la croitoresele de pe anumite grupuri, croitorese mai experimentate. Deci, va fi prima mea mașină de cusut, prima dată când voi coase cu o mașină de cusut. Dacă va merge bine, voi încerca să fac și un video ulterior, dar deocamdată doar o să deschidem cutia și o să vedem ce conține și vedem peste câteva luni cum evoluează treaba. Așadar, am ales-o pentru că am citit niște comentarii pe grupuri. Cum că n-ar trebui să fim impresionați de numărul acesta de cusături care sunt menționate aici pe cutie, că face nu știu câte cusături. Ia să vă scăsteți aici pe margine de pat. Aici. Să mă joc cu un elastic. Deci nu asta ar trebui să ne impresioneze. Am ales-o pentru că are, pentru puterea ei, și o să revin, pentru numărul de cusături, numărul de cusături pe minut, mi se pare, așa, și pentru că pe marea majoritate a site-urilor avea incredibil de multe steluțe și incredibil de multe review-uri pozitive. Acum, bineînțeles, poți să cumperi cel mai scump produs de pe piață și să ți se întâmple să fie cu o problemă, nu? Dar, nu. O deschidem, cutia, este sigilată, a fost cam 530 de lei. Cutia este sigilată. Întorc camera, o deschid cu voi și vedem ce conține. Vă mai spun și pe parcurs detalii. Cred că gata, fața mea dispare. Vă pup, vă mulțumesc pentru că vreți să vă uitați la acest videoclip. Sper să-l vedeți până la capăt și vă las cu deschiderea propriu-zisă a cutiei. Pupicei și să aveți o zi faină. Aloc mai bun nu am găsit de filmat, să zic așa. Am desfăcut aici puțin cutia să-mi fie mai ușor pentru că e foarte greu de filmat cu o mână. Și acum o să deschidem împreună să vedem ce conține această cutie. Mami! Încerc și așa. Mami! Da? Haideți că are un mâner, ce bine! Ce bine că are un mâner! Sunt super încântată că are! Matei! Matei, poți să te duci să bați în altă parte? Nu vreau! Te rog! Nu vreau! Da! Și aici văd că are niște accesorii, nu? Opa! Ceva a zburat. Hop, se vede acolo.
Este minunat faptul că are acest mâner. Asta n-am mai văzut. Adică nu, asta nu am mai văzut în specificațiile ei pe acolo, să zic așa. O să o pun eu și pe masă. Să o vedeți. Mare lucru, nu știu să vă spun despre ea pentru că nu mă pricep. O să urmăresc un filmuleț pe YouTube despre cum să-i punem, cum să-i pun ața. Am aici în acest pachet niște câteva accesorii, niște ace, cred că. Imediat vedem și în carte, pedala, cablul. Da, mama. Ia să vedem și pe partea asta. Designul mi-a plăcut foarte mult. Mi-ar fi plăcut. De fapt, nu mi-a plăcut niciuna de la nicio marcă, de la nicio firmă foarte mult. Sincer să vă zic. Sunt un pic dezamăgită că scria la descriere că are 80 de vaz, nu 70, nu știu cum naiba. Se întâmplă și chiar mi-am dorit foarte mult treaba asta, dar văd că așa scrie pe ea. Și peste tot pe site-ul scria că are 80, deci minciună. Ia uitați-o, asta este ea. Nici nu știu ce să vă arăt pentru că nu știu să o folosesc. Ok. Ia să vedem și ce mai avem aici. Mai avem o cusă. Opa. Cusă, da, să se acopere. O cusă dintre asta nu este ceva. Poftim. Un certificat de garanție, probably. Și un manual de dat licența din el. Manual de utilizare și în limba română. Nu avem voie să umblăm noi acolo, Matei. Tu nu. Nu. Și caut eu imediat. Așa, am găsit prin această carte, am găsit și ce sunt toate accesoriile acelea din... Deci avem picioruș universal, de fermoar, de butoniere și de nasturi, avem o șurubelniță, o perie și un desfăcător de cusături, un rondel de fetru, etui cu ace, ghidaj matlasare, bobină, 3 bucăți, placă de stopat, husă de protecție, cum ziceam, și putem să cumpărăm de la distribuitor multe alte. Am văzut că au și niște pachete. Vreo 3 feluri de pachete de astea de accesorii. Oricum, văd că scrie în română tot ce ne interesează, care sunt principalele componente, cum coasem. Am văzut uneori, undeva, am văzut undeva că scrie și cum... Nu, ia uitați, efectiv, mai că trebuie căutat în română. Nu e cap-coadă, e... Vedeți, urmează informația în 10 limbi, după care... Na, trebuie să căutăm. Ceea ce să folosim în funcție de material, tot ce trebuie să știm. Dar eu vreau să citesc și acest manual în zilele următoare, să mai puțin pe el. Dar vreau și să urmăresc foarte bine instrucțiunile din videoclipurile de pe YouTube, că e mai ușor. Avem tot ce ne trebuie, și ghide de panare, cum să... efectiv tot. Ia uitați încă o dată. Aici probabil se pune bobina. Circuitul aței ni-l arată aici, dar o să mă uit pe așa. Aici am văzut că e... Asta, aici se taie parcă firul. Nu știu. Vă vorbește o necunoscătoare. Așa. On-off, cred. Ștecherul acolo. Ar trebui să aibă... Eu știam, sincer, și sunt puțin dezamăgită, că are 85 de W
Și 1500 de, nu știu, împunsături pe minut sau ceva de genul ăsta, îi zice. Eu atât... Astea erau informațiile pe baza cărora am ales modelul. Ia să nu umblu totul, să rămână la... Așa era. La ce era de bază. Ce ziceți? Ce să ziceți? Că n-aveți ce. Că nici eu nu vă spun mare lucru, nu? Da. O să facem așa. Conținutul acela din pungă, ce asta este. Va trebui să văd care cum ce e fiecare. Ce face fiecare, să zic așa. Acele. Și o să probabil o să trebuiască să mai... să mai comand pe parcurs, dar întâi să mă obișnuiesc eu cu... Și, mami, te rog, cu treaba. A, peria și... Este un fel de tăietor. Pe spatele certificatului de garanție avem câteva informații și despre... Nu. Despre familia Zinger, să zic așa, despre produse, în sensul acesta zic despre familia Zinger. Și spune că putem să ne înscriem într-un club pentru a beneficia de încă 6 luni extra garanție, având o garanție simplă, să zic așa, de 2 ani, dar cu multe... componente, să zic așa, care nu intră în această garanție. Vedeți și voi aici că nu... Nu. În principiu, cam ce nu intră în garanție, nu vă mai citesc eu, pentru că se vede super clar și n-are rost. Zice că are o durată medie de funcționare de 5 ani. Da, este oricum o mașină care trebuie folosită în uz casnic, pentru uz casnic, în niciun caz să nu exagerăm. Ia uitați, aici spune că are un nivel de zgomot mai mic de 75 de decibeli. Ce tip de pedală? Pedala oricum o are ea. Nu-mi dau seama dacă înseamnă foarte... Fabricată în Vietnam. Vreau să vă arăt pedala. Arată aici pe cutie că ar avea mecanismul de metal. Aici mecanismul pentru schimbarea modelelor de cusătură. Lucru ce am înțeles că este pozitiv. Are 6 cusături de bază, 3 decorative, model de butonieră în 4 pași, abanam, de asta cheamă așa. A, ăla era de butonieră, componenta aceea, accesoriul acela de plastic, nu am știut. Acolo avem un fel de compartiment unde putem să punem și... accesoriile acestea. Ce ne mai spune aici? Că... A, selectăm simplu modelul de cusătură. M-am gândit totuși să vă arăt și cum se pot depozita aceste accesorii. Foarte, foarte complicat sistem. Mi se pare. Înțeleg de ce l-au făcut așa de... A, nevoie să folosim. Sau cumva o clăpiță, ceva. Și iarăși ce am văzut că pașii sunt indicați aici. Avem unde era. 1, da, unde se pune firul. 1,
2, 3. Bine, asta văzusem și în filmulețe. Până la urmă, unboxing-ul s-a transformat în și ceva de încercare, să zic așa. La câteva zile am montat, am pus ața și am și încercat pe un material ceva. Merge destul de ușor, e ok. Și m-am prins că trebuia să vă mai arăt o parte componentă a ei, partea aceea de unboxing. Cum este aici în interior? Eu, neavând o mașină înainte, așa cum v-am tot spus pe video, nu am știut că trebuie să mă uit și aici în interior și ia uitați! Da. Și vedeți că am pus și ața. Așa că mașina vine gata de folosit. Doar ața să mai luați voi. Și vă spun sincer că am reușit din prima cu indicațiile din carte, dar mai ales vizionând un tutorial pe YouTube. Altfel nu știu dacă reușeam. Aici trebuie pusă ața cu multă atenție. Pe partea aceasta de sus e destul de ușor de nimerit, să zic, pentru că e traseul. Aici se dă jos, se trage de aici și se dă jos. Iap! Merge bine fata și vă recomand. Vă pup și vă mulțumesc pentru vizionare. Uitați și pedala și cablul au un singur ștecher. Singura intrare în mașină. De aici. Vă pup, dragii mei!